de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, de fapt mă scuzați, Guten Morgen, meine Damen und Herren, Jo echten Kivanok. Bună dimineața, dragi nemțeni. În calitatea mea de profesor născut în Sibiu, pot să vă asigur că în această emisiune vom vorbi despre lucruri importante, așa cum face din când în când, când are timp, colegul meu de la Cotroceni. Deci, România educată este pe primul plan. S-a ajuns la apogeul acestui proces îndelungat de educație în România, pentru că, începând, nu se știe exact de când, dar probabil că de săptămâna viitoare, profesorii și elevii vor putea scuipa în unitățile de învățământ într-un cadru organizat. Într-un cadru organizat sau dezorganizat, nu știm foarte bine, pentru că, nu-i așa, avem în România tot felul de oameni care ne învață cum să ne păzim mai bine de acest virus care pune în pericol programul prezidențial. De exemplu, Ministerul Sănătății dă ordin, nu Ministerul Învățământului, ca testarea pe bază de salivă în școli să o facă cadrele medicale acolo unde există și, dacă nu, personal pus la dispoziție de, ați ghicit, conducerea școlii. Personal pus la dispoziție, în afară de profesori, învățători, ar mai fi femeile de serviciu, fochiștii, unde sunt portari, sau, eventual, ar putea să colaboreze pe bază de voluntariat la ordin poliția școlară sau și poliția animalelor. Închipuiți-vă, oameni buni, prima zi de școală cu testare pe bază de salivă la o clasă, să spunem, a opta, an terminal. Copiii trebuie să vină înainte de începerea orelor, cu cel puțin jumătate de oră, adică undeva la 7:30 în cazuri fericite, nemâncați, cu o oră înainte. După care intră în clasă și așteaptă un cadru didactic, care și el în prealabil n-a mâncat nimic, s-a testat, sau se trebuie să testeze în clasă, nimeni nu ne spune, după care începe procesul de testare sub supravegherea directă a cadrului didactic, care are în clasă 36 de copii de clasă terminală, pe care nu prea îi interesează testul, dar este un prilej de a te distra. Pentru că, nu-i așa, trăim în România educată. Un test durează pentru o persoană cam 20 de minute. Dacă ai 36 sau 30 de copii în clasă și profesorul supraveghează, teoretic ar trebui să treacă pe la fiecare să supravegheze momentul în care se scuipă în recipientul respectiv, după care se închide, se pune într-o pungă, probabil, pâlnia în care se scuipă și se amestecă, da? După care trece pe la fiecare. Deci 30 de copii, minim un minut, 30 de minute, după care trebuie așteptat 20 de minute pentru fiecare test. Primul care l-a făcut strigă, tovarășa sau doamna sau, mă rog, fă sau bă, la mine a apărut ceva. Și tot așa. Bun, asta
vorbim despre procesul în sine. Dar apar niște întrebări. Eu sunt curios cine a avut această idee. Sincer, întrucât este un specialist în ceea ce înseamnă fluide corporale, îl bănuiesc pe secretarul de stat de la Ministerul de Sănătății, pe domnul Baciu. Nu știu, Baciu, nu mai știu cum îl cheamă, să nu greșesc să-l confund cu vreun Baciu de pe la noi, care ne dădea apă gratis, la un moment dat ne promitea apă gratis, dar de la apă până la fluide corporale mai este un pic de drum. Deci, îl bănuiesc pe domnul Baciu că a venit cu această idee, pentru că atunci când dragostea față de sănătatea copiilor este mare, nu mai poți întotdeauna să-ți stăpânești impulsurile. Dar, haideți să ne gândim un pic. În acele instrucțiuni date, nu se prevede nicăieri dacă trebuie acordul părinților sau nu pentru testare. După cum profesorii, învățătorii sau personalul didactic pus la dispoziție de conducerea școlilor nu poate să facă o testare fără acordul părinților. Din această dilemă este destul de greu să ieșim, dar trecem și peste acest lucru. Mai este o problemă. Poate un om care nu are pregătirea necesară de specialitate să facă aceste testări? Eu zic că e destul de complicat chiar și din punct de vedere juridic, pentru că ar însemna să exercitez sau să prestez un serviciu pentru care nu ai pregătire necesară. De exemplu, te duci în instanță, acolo unde e nevoie de avocat și nu ești avocat. Operezi fără să fii medic sau semnezi ordine de ministru ca secretar de stat fără să ai o decizie de numire din partea fostului ministru. Mă rog, aici nu mai intrăm în amănunte că avem cazuri. Are profesorul sau cadrul didactic sau personalul pregătirea necesară să facă aceste teste? Eu spun că nu. Și spun că dacă cineva dă în judecată o școală, s-ar putea să avem o grămadă de procese de toată frumusețea la adresa celor care fac testele, la adresa școlii. Ce ne facem dacă cineva testează, apare testul ca fiind negativ, copilul rămâne la școală și a doua zi are simptome? Este de vină profesorul sau testul? Sunt o mulțime de lucruri care ar trebui discutate. Din păcate, dorința cea mai mare este de a face ca aceste teste să fie plătite. Deci, achiziționate și plătite. După aceea, restul nu mai contează. Găsim noi niște fraieri care să facă aceste teste. Sindicatul Învățământ, un sindicat, sau mă rog, sindicatele din învățământ, sublime în activitatea lor și un fel de, cum să spun eu, niște sindicate care au dovedit de-a lungul timpului că sunt strâns lipite de minister, prin tot ce doriți dumneavoastră, nici într-un caz nu au fost alături de profesori, au avut o tăcere destul de suspectă. La Neamț am reușit să aflăm că se vor întruni astăzi și vor lua o hotărâre la București. Mai să fie. Mai să fie. Cam asta despre testări. N-am văzut încă până acum niciun director de școală
au în această săptămână concursurile, știți? Cum să-ți permiți să ieși să spui, bă, huști de aici, cu testările voastre, aduceți personal, pregătiți și facem testări. Dacă nu, huști, nu pot, au concurs. Săptămâna asta, astăzi încep concursurile. Deci astăzi încep concursurile. N-am văzut generali. Nu ăia care se pregătesc să vină. Generali din învățământ, știți? Inspector școlar general care să spună, domne, stop, joc. Nu, pentru că nu se știe ce va urma în perioada următoare, cine va fi prim-ministru, cine va avea Ministerul Învățământului și ce se va întâmpla cu posturile fiecăruia. Bun, cam atât despre testări. Țin să vă aduc aminte cu multă umilință că ieri, 14, da, noiembrie, se împlinea un an de la incendiul de la ATI, din ATI de la Piatra Neamț. De curiozitate, am intrat pe cele mai bune, cele mai interesante conturi de Facebook ale politicienilor nemțeni. N-am văzut nimic care să amintească despre acest dezastru, nici nu se prea poate, știți, pe conturile lor, ce să spună Ionel Arsene pe contul lui, ce să spună liberalii pe conturile lor, pentru că Ionel Arsene e proprietar în numele județului pe spital, iar atunci, dacă mi-aduc eu bine aminte, aveam un ministru al sănătății liberal. Bine, nu poți să-i impuți ministrului ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, pentru că ați auzit cu toții, nu? O năbădăiasă de lumânare sau candelă a generat incendiu. În niciun caz nesimțirea, neglijența, indolența, dorința de a face afaceri pe sănătatea nemțenilor, a celor care răspund de spital. De la președinte, Consiliu de Administrație și directori. Așa că a venit un domn procuror și a băgat la valma pe toți directorii într-un fel de comunicat de acuzare care aduce aminte, pentru cine mai citește sau a citit, de ședințele acelea publice de pe timpul Partidului Comunist, varianta sovietică. Bun, asta e cu... Deci aici, nu știu dacă puteți urmări, sunt imagini de la o slujbă organizată de directorul, managerul spitalului, la care au participat medici în special. În imagine îl vedeți chiar și pe doctorul Denciu. Au participat la respectiva slujbă. Nu știu dacă au fost invitate și familiile celor care au decedat în incendiu. Bun. Ne oprim aici și cu acest subiect și mai vorbim doar despre ceva, pentru că este prima emisiune după o pauză mai lungă. Avem cică, sau vom avea în curând, o majoritate covârșitoare în Parlamentul României. PNL, PSD sau PSD-PNL, încă nu știm, UDMR plus minorități. Și că oamenii aceștia se pregătesc să schimbe inclusiv Constituția. Dacă tot se pregătesc să schimbe Constituția, în calitatea mea de profesor născut la Sibiu, le fac o sugestie: să schimbe și numele țării. Să nu se mai cheme România, ci să se cheme
Republica devălmășească România. De ce? Devălmășească? De la devălmășie. Știți ce este devălmășia? Este o proprietate comună, este forma proprietății ce se caracterizează prin aceea că bunul aparține tuturor coproprietarilor, fără ca aceștia să aibă precizată vreo cotă parte ideală din dreptul de proprietate asupra acelui bun. România va fi în devălmășie dată acestei mari coaliții de stânga, dreapta, mijloc, centru, sus, jos, care vor avea, vor fi coproprietari pe banii, funcțiile și bogățiile țării, fără să fie precizată cota parte ideală din dreptul de proprietate a acelui bun. În devălmășia asta vor intra și alte partidulețe mici. Am auzit că PMP-ul se duce și el cu PNL-ul, PSD-ul se pregătește ceva cu ALDE, dacă nu cumva, dacă mai există ALDE. S-a dus și domn Ponta pe la Don Ciolacu și vor fi și ei parte acestei devălmășii, pentru că nu dă bine ca băieții ăștia lăsați pe din afară să mai vorbească și să critique, mai ales dacă unii au și verb. Vezi domnul Ponta, care la verbe stă foarte bine. Nu vă spun ce verbe, pentru că nu e cazul aici. Și nu prea știu foarte bine turcește. Încă nu am învățat să salut și în turcește. Dar această idee cu devălmășia mi-aduce aminte de vremurile Partidului Comunist Român, varianta Ceaușescu. La un moment dat, într-o perioadă de criză, vedeți, suntem într-o perioadă de criză și atunci și acum, s-a pus problema unor economii. Economii de la ministere până jos. Și s-a propus să se comaseze niște ministere. Iar un mare om de spirit de la vremea aceea s-a ridicat în picioare, într-o ședință mare atunci, și a spus: sunt de acord cu aceste comasări, dar am și eu o condiție, o cerință. Și s-a dat voie, pentru că era un mare om în România de la acea vreme, și el a spus așa: eu propun să se comaseze geometria cu geologia, cu geografia, și să-l punem șef de catedră pe Geo Bogza. Mai contează pe cine avem prim-ministru în România dacă avem o asemenea devălmășie? Nu mai contează. Putem să-l punem prim-ministru, de exemplu, și pe domnul Dragoș Chitic. A făcut el față la primărie după Gheorghe Ștefan. Nu poate el să facă față ca prim-ministru după Câțu. Haideți să fim serioși, mai ales că domnul Chitic va rezolva o mare problemă în județ, după ce se va statua devălmășia în țară, PNL-ul prin Dragoș Chitic va câștiga o funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean, cel puțin până pe 12 ianuarie, când este un nou termen în procesul domnului Chitic. O să ne așteptăm la multe lucruri interesante în Neamț. Vom avea cel puțin un viceprimar PSD la Piatra Neamț. Vor fi schimbați oameni prin deconcentrate. Și vom putea asista la ședințe de consilii locale, probabil în marea majoritate, în toate consiliile locale din județ, pentru că nu mai putem vorbi de primari USR, de exemplu, sau de primari pro-România. Vor fi toți primari
în devălmășie. Și totul va merge ca pe roate, ca pe șine, nu putem spune că pe șine se merge greu în România. Și pe roate se merge greu în România. Dar, mă rog, se mai merge. Mai mor oameni în accidente, mai tăiem câte o panglică la câte un ciot de autostradă. Dar, na, vorba lui Bayazid, aceea cu ciotul, știți? Să te împiedici de un ciot. Bun, asta e. Vor veni vremuri interesante. De aceea vă rog foarte mult să fiți atenți la semnalele care vin, semnalele acelea foarte serioase care vin de la actualii șefi ai României. Guten Morgen, Juesten Kivanok. Bună dimineața! Să fiți sănătoși, să nu ajungeți în spitale, încercați să nu vă mai uitați la știri, că oricum nu contează, încercați să mai citiți câte ceva și să dea Dumnezeu să nu avem în dreptul școlilor poze pe care să treacă trecătorii și să facă teste de salivă. La revedere!